Continuă tensiunile în Orient. Iranul a fost ținta unui atac cu trei drone kamikaze care au avut ca țintă o uzină militară aflată în orașul Isfahan. Totul la câteva zile după ce un cutremur de 5,9 grade pe scara Richter a zguduit țara și a înregistrat șapte victime și alți 400 de răniți. Explozia a avut loc în orașul Isfahan, la 400 de kilometri de Teheran, capitala Iranului. Uzina militară a fost atacată cu trei drone kamikaze. Două dintre aeronave au fost lovite de sistemul de apărare antiaerian al Iranului, în timp ce ultima și-a atins ținta. Înainte de atacul cu drone kamikaze, țara a fost zguduită de un cutremur puternic de 5,9 grade pe scara Richter, în urma căruia au murit cel puțin șapte persoane și mai mulți oameni au fost prinși sub dărâmături. Prima ipoteză ar fi că atacul ar fi fost ordonat de către autoritățile din Israel, care se confruntă cu mai multe atacuri teroriste și care are o istorie conflictuală cu Iran. Până acum nu există nicio declarație oficială în acest sens. Orașul țint al dronelor kamikaze adăpostește un centru important de îmbogățire a uraniului, dar și baza militară aeriană a avioanelor F-14, pe care Statele Unite ale Americii le-a vândut Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979. Pe lângă conflictul istoric, istoric pe care Iranul îl are cu Israel. Țara are tensiuni foarte mari și cu autoritățile de la Baku, după ce, în urmă cu câteva zile, un bărbat înarmat a atacat ambasada Azerbaidjanului din Teheran. Atunci o persoană și-a pierdut viața și alte două au fost rănite.